Bună, dragii mei, bună suflete frumoase! Vin astăzi către voi cu o citire într-o singură variantă de răspuns. O să vorbim despre triunghiurile amoroase și o să vedem ce, ce mai face această persoană de care voi întrebați. Ce simte pentru voi, ce simte pentru cealaltă, ce gândește în legătură cu voi, ce gândește în legătură cu cealaltă sau celălalt și ce intenționează, da? Țineți cont totuși de faptul că aceste etalări, fiind etalări colective, etalări generale, este posibil să vă regăsiți în, cealalt, în celălalt grup. Da? Deci dacă simțiți să schimbați energiile, nu aveți decât, este totul ok. Totuși, luați de aici doar ceea ce credeți voi că rezonează cu situația în care voi vă aflați în acest moment. Bun, acest pachet de cărți îl voi folosi pentru a afla și explora <laughs> ceea ce simte, ceea ce, ce gândește și ce intenționează vis-a-vis -vis de tine. Iar acest pachet îl voi folosi pentru a afla ce simte, ce gândește și ce intenționează vis-a-vis -vis de cealaltă sau celălalt. Bun, drăguților! Hai să lăsăm aici pachetul albastru deoparte, îl păstrăm pe cel verde, da? Și începem cu un mesaj din oracol. Ce simte pentru tine ce gândește finanțe și carieră și este necesar să faci un efort. Uh, probabil că între voi doi între voi doi este o atracție foarte mare din câte văd eu cu cartea asta, dar sunt uh, posibil să fie o distanță, posibil să fie anumite lucruri care nu se nu se leagă aici sau este pur și simplu uh, Probleme financiare între voi doi, probleme de buget, probleme de. nu știu. Poate că unul dintre voi trebuie să facă un efort, unul dintre voi trebuie să muncească un pic mai mult pentru a menține această relație în picioare. Hmm, este necesar să faceți un efort și nu doar unul, ci ambii. Da? Pentru o independență, pentru. Hmm, foarte interesant. Uh, interesant mesajul care a venit. Poate că e nevoie să faceți un drum poate că este nevoie să... Nu știu, ceva trebuie făcut oricum. Un efort trebuie depus acolo. Pentru că sunt niște probleme între voi doi. Adică ceva vă împiedică, mai bine spus. Ceva împiedică această legătură. Bun, hai să vedem. Cum vă vede cealaltă persoană? Cum gândește despre voi, da? Ce gândește? Wow! cum gândește în legătură cu voi. Ia uite, zecele de pentacule și șaptele de pentacule întors invers. Uh, zecele de pentacule este o carte a destinației și iarăși vorbim despre bani aici. Vorbim despre ceva material, vorbim despre o stabilitate, vorbim despre o familie tradițională. Poate, pentru unii dintre voi, voi sunteți în relația oficială, da? iar persoana de care întrebați are pe altcineva, dar nu neapărat. Zecele de pentacule de obicei vine cu finanțe sau vine cu familie, da? Familie tradițională. În cartea asta e foarte interesant pentru că aici avem doi drăgușori care fură din munca voastră, cineva fură din munca voastră, da? Cineva în jurul vostru. Șaptele de pentacule întors invers îmi arată faptul că nu mai este timp da, nu mai este timp să clădiți, nu mai este timp să faceți ceva împreună. Uh, celălalt are impresia că timpul este limitat sau că e prea târziu să mai clădiți ceva împreună. Și avem și un 10 de cupe în picioare. Vai ce interesant, foarte interesant. Ce gândește în legătură cu voi? Că... <sus> 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 Zecele de pentacule și zecele de cupe, ambele reprezintă un cuplu, un cuplu tradițional, un cuplu fericit, da. Dar șaptele sta de pentacule care apare aici între, apare ca și o, o lipsă a răbdării, o, o lipsă a răbdării pur și simplu. Se gândește că ar putea fi, ați putea fi fericiți împreună, se gândește că ați, avea, ați putea face ceva împreună, se gândește că ați putea crea o familie împreună. Cu șaptele de pentacul întors invers, v-am zis, am tendința să cred că nu mai are timp sau simte că timpul îi este limitat, că e prea târziu sau că ați fi putut face acest lucru, dar timpul este limitat. E o limită de timp aici cumva. Bun, hai să văd mai departe. Ce simte în legătură cu voi? Dar ce interesant, nu e și ieșit niciodată cărțile așa. Ce simte pentru voi? Simte că faceți parte din destinul lor, simte că ceva totuși se repetă aici, simte că își poate înfrunta orice fel de teamă, orice fel de frică alături de voi și cu ce simte pentru voi în cazul în care sunteți un domn și întrebați de o doamnă, persoana asta vă consideră a fi cea mai importantă ființă din viața ei. Uh, sunteți așa pe un piedestal, da, puși, dar în cazul în care sunteți o doamnă, uh, persoana asta se vede, îi dați putere. Ce simte, simte că și ea puterea de la voi. Simte că voi îi dați putere, faptul că sunteți în că v-au cunoscut, le dă putere, efectiv. Îi face să devină împărații, îi face să devină foarte puternici, da? Îi face să devină, să-și depășească orice fel de, de oboseală, orice fel de obstacol să-l depășească aici și să iasă tot timpul învingători. Bun, ce intenționează în legătură cu voi? Apoi le vom clarifica un pic. Ce intenționează în legătură cu voi? Treiul de își face planuri în legătură cu voi și face planuri undeva la distanță, posibil. Judecata care vine cu multă înțelepciune, cu bucurie, cu împăcare, posibil în cazul în care nu sunteți împreună, își face planuri de împăcare, își face planuri de a fi împreună cu voi, își face planuri de a se bucura de energia voastră, își dorește să se bucure de energia voastră, iar aici avem un patru de băte, măi, 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 cetare. tare! Patru de băte este cartea sufletelor gemene, este cartea casei, cartea stabilității. Vedeți? 10 de cupe, 4 de băte, toate mi-arată o destinație, toate mi-arată ideea aceea de a fi împreună, de a locui sub, sub același acoperiș, da? de. Hmm, de următorul pas, de o mutare împreună, da? de o mutare împreună. Uh, ce intenționează să se mute cu voi? Asta intenționează, să locuiți împreună, să fiți fericiți împreună, să creați ceva împreună. Dar, în același timp, am impresia că. Uh, e o panică aici, simt și o oarecare panică, panica aceea că nu mai am timp, că trebuie să grăbesc lucrurile, că trebuie să le fac mai repede, da? Uh, hm. Foarte interesant. Își face planuri, își face planuri de viitor al alături de voi. Cavalerul de Pentacole de obicei vine cu o ofertă. Și văd că persoana asta în secret, da, în secret aici, își face planuri în legătură cu o ofertă pe care probabil că dorește să se vă facă cavalerul ăsta de pentacule, da? Avem și asul de pentacule și marea preoteasă și eremitul analizează, caută, caută soluții, caută momentul potrivit, momentul potrivit, da, momentul potrivit pentru... Aș exprima sentimentele vis-a-vis -vis de voi, momentul potrivit în a-și exprima ceea ce își dorește de la voi, ceea ce vrea în legătură cu voi sau planurile pe care le are vis-a-vis -vis de voi. Și hai să vedem totuși, să le mai clarificăm un pic, să vedem care-i treaba. Zecele de pentacule, dar ce interesant. Hmm. Zecele de pentacule, doiul de spade, aici e un blocaj sau un compromis. Aici e un blocaj, probabil că un blocaj care vine din partea asta financiară, da? Zece de pentacule mai înseamnă și finanțe. O situație financiară bună sau un cheag, na, cum să-i spun. Și doi ăsta de spade mi-arată că e un blocaj aici pe zecele ăsta de pentacule. Deci un blocaj pe a crea ceva stabil cu voi, un blocaj pe a avea o familie tradițională cu voi, na, sau um, ceva în genul ăsta. Ia să vedem. Șaptele la de pentacul întors invers. De ce a venit întors invers? Șaptele de spade, o teamă, măi. E o frică, e o frică. O frică că lucrurile nu o să meargă. Deci cumva se gândește la voi, se gândește să vină cu o propunere. Cavalerul de, de pentacule cam asta aduce, da? Și cu eremitul aici. Se tot gândește, băi, se fac o propunere pentru viitor, da? Să fim împreună, să facem ceva împreună. Că are, o pen, are un pentacul, totuși, cavalerul ăsta de pentacule. are ceva. Nu e mult, dar are ceva. Are acea ofertă pe care, acea inițiativă sau cum să-i spun, acea idee, da? Dar totuși se teme. Simt o oarecare teamă. Teama că, da, că trebuie să se miște rapid, că trebuie să facă ceva, că. Um, hm. Sau e teama unui refuz aici, mai poate fi, și teama unui refuz. Sau teama de a nu se minți singur, singură, de a nu se păcăli, de a nu... Măi, ce interesant, șasele de spade mi arată că ar vrea și puterea. Da, își dorește, pur și simplu își dorește, se gândește la voi cu putere, cu încearcă să-și depășească anumite lucruri, să depășească ceea ce... Obstacolele, da? Lucrurile care îi aduc teama asta. Încearcă să le depășească. Bun, se tot gândește, își face singur curaj, își face șapte de planuri. În același timp își închide ceacra inimii aici, da? Parcă cumva când e deschis, deschisă către a face ceva împreună alături de voi, când își pune blocaje singur. Uh, zecele de cupe, ia să văd. Zecele ăsta de cupe, cu ce vine? Cu zece de spate, da, teamă, vedeți, e o teamă aici, teama de a nu fi respins, de a nu fi respinsă, teama de a nu se încheia. Mai ce cărți aveți, 10 de pentacule, 10 de cupe, 10 de spade și 7 de spade. Știți cum e persoana asta, cum gândește? Deci pe o parte se vede partea pozitivă a paharului, pe a de altă parte vede partea negativă, știți? E ceva de genul, e împărțit așa în două. Ce gândește referitor la voi? Se gândește că măi, ar fi frumos dacă am, am, face ceva împreună, dacă am avea o familie frumoasă, dacă ne-am împreună și lucruri de genul ăsta, pe de altă parte se gândește cu șapte la de spade. dar dacă e o minciună, dacă totul se termină, dacă nu știu ce, dacă mă trădează, dacă voi fi trădat, dacă voi fi trădată, dacă nu, nu o să accepte oferta mea, o să mă simt așa la pământ și tot așa. Deci e un sentiment din ăsta când de bine, când de rău, de aceea mi-apare și de ăsta de spade, unde trebuie să se decidă de ce vrea să facă, da? Încotro vrea să o ia. Și aici tot încearcă să-și facă curaj, să depășască uh, gândurile astea. Sunt niște gânduri aici care nu-i dau pace. Spadele de obicei sunt gânduri, da? Totul este în mintea sa, totul este acolo la nivel mental. Bun. Hai să vedem. Roata norocului, ca și sentiment roata norocului. Simte că le sunteți totuși în destin. Vedeți, justiția, un contract, ca și cum au un contract cu voi, ca și cum uh, au un contract sufletesc, vreau să zic. Uh, ce simt ei în legătură cu voi? Hmm. Că și iarăși avem un soare aici în justiția asta. Uh, cumva... Hmm. Și Regina de bătei mare atracție fizică aici între voi doi, obositoare cumva. E atât de mare atracția fizică între voi încât devine cumva păsătoare, obositoare. Um, da, e foarte interesant. Și îndrăgostiții. Și aici avem împăratul. Ce Să simtă pentru voi? Simte iubire într-adevăr pentru voi, simte că trebuie să ia o decizie importantă, dar totuși încearcă să-și mențină logica, da, să-și să -și țină logica. Uh, și să vedem ce decizie va lua până la urmă. Șaptele de cupe nu va lua nicio decizie pentru că este foarte confuz, foarte confuză. Posibil pentru unii dintre voi să mai existe și alte opțiuni, da, persoana asta să mai aibă și alte opțiuni, adică. Na, logică mai are dacă vorbim despre triunghiurile amoroase, dacă are pe celălalt sau cealaltă. E așa o oarecare confuzie aici, în mintea și în sufletul acestei persoane. E, și nouăle de cupe, ce e interesant. Încearcă, da, încearcă să fie mulțumit, să fie mulțumită cu ceea ce are acum în prezent, deși văd clar că își dorește mult mai mult de la voi. Văd clar că își dorește altceva, își dorește cumva să concretizeze, da, lucrurile să să iasă din confuzia asta, să iasă din dar are și o teamă în același timp, da, are și o teamă destul de mare aici. Bun, și să vedem ce facem cu intențiile alea acolo care sunt planurile pe care le are în legătură cu voi. 8 de cupe, să facă un drum sau să se detașeze, dar mai repede aș vedea-o ca pe un drum. Să facă un drum, să facă o călătorie în direcția voastră. Și regele de pentacule, wow! Regele de pentacule, iarăși vorbim despre finanțe, într-un fel sau altul, da? Cu regele ăsta de pentacule. Regele de pentacule, de obicei, este soțul. Este tatăl, aici vorbim despre bărbatul de care vă întrebați, deci probabil că. Uh, își sau mai poate fi și un om care are stabilitate, da? Are un oarecare grade de stabilitate financiară, este cumva deasupra celorlalți. Uh, 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 ce intenționează? ce se intenționeze? să intenționeze? Să-și rezolve problema asta cu finanțele din câte văd. Cam aia intenționează, cred. Sau să fie un soț bun, dacă voi sunteți soția, de exemplu, da? să fie un soț bun, să, să fie un suport bun, da? se uită, uh își face planuri cumva de viitor, pentru că se uită spre viitor, deci acolo sunt planuri de viitor, cumva se gândește cum ar putea să facă, ce ar putea să facă pentru a-și clădi un viitor alături de voi. 10 uh, zecele ăsta de spade aici poate vorbim și de ceva ultimatumuri. Poate că voi ați dat un ultimatum acestui om. Ceva de genul, ori suntem împreună, da? ori încheiem. Pentru că sunt prea mulți zecari, zecarii de obicei uh, încheiem, acolo e o destinație, e un final, e un... până acolo ajungem, Da, acolo ne îndreptăm în direcția aia și probabil că aici <gângânt> vă nu i-ați mai dat timp, da? nu îi mai, mai dați timp acestui om. Și simte că trebuie să facă ceva, deja își face planuri, deja își face planuri de viitor, se gândește, ok, dacă accept să fim împreună și mergem împreună pe același drum și facem, ce o să facem împreună? încotro ne îndreptăm, ce facem, pentru că, um, da, e așa o problemă aici. Poate că aici vorbim și de un divorț, pentru că justiția mai înseamnă și un divorț, da, pentru unii dintre voi. Mm -hmm. multă atracție pentru voi, clar. Cu regina asta de băte, vă simt așa foarte atrăgătoare, vă văd foarte atrăgătoare, vă văd într-o lumină foarte faină și nu știu ce decizie să ia, nu știu ce să facă. Cam asta văd eu aici, cu destinațiile astea. Da, și pașul de cupe sunt foarte îndrăgostiți de voi. Wow, zecele de pentacule și doiul de cupe, clar, clar. Doiul de cupe vine cu energia aceea de reciprocitate în iubire, de dragoste, de ne simțim bine împreună, ne iubim. Deci este și din partea voastră și din partea lor, da, multă iubire. Dar iarăși zecele de pentacule, iarăși grija aceea de a face ceva împreună. Cred că asta va alege până la urmă. Momentan sunt confuzi, dar nu prea știu ce vor. Dar văd că ceea ce vor până la urmă este să fie cu voi, să fie împreună cu voi. Doar că își fac într-o oarecare măsură, unii dintre ei își fac griji în legătură cu finanțele, cu partea financiară. Sim și asta destul de tare. Dar uh, alegerea e făcută deja în mintea lor. Și patru de bâte, mutarea aceasta împreună. U, uh, asul de cupe. Măi, 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 măi. A venit un pic invers. Uh, hmm. Ceea ce -mi spune mie că au o oarecare nesiguranță. Au oarecare nesiguranță aici. Da, și regele de spade. Vedeți voi <coughs> cumva rămân uh, rămân așa. <coughs> cu asul ăsta de cu întors invers și regele de spade uh, au sentimente pentru voi, nu zic nu dar uh, le i și teamă au și care teamă și știți de unde vine teama asta din uh, incertitudinea aceea de în care nu știu sigur dacă și voi aveți sentimente pentru ei sau nu, rațiunea cam cam îi pune așa în dificultate da, se tot gândesc le este teamă. Au o oarecare teamă că nu sunt iubiți, că nu, nu, mai există iubire, că nu mai există, vai de mine, treiul de băte și regina de pentacule, măi, ce cărți aveți aici. Treiul de băte iarăși vine cu, 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 planuri. Aici avem planurile și regele de, de da, ce prostii vorbesc, și regele de pentacule, iar aici avem planurile și regina de pentacule. Cumva aș fac planuri în, și fac planuri cu voi și voi cu ei, am impresia, da. Numai puțin. Da, îmi cer scuze, am sunat telefonul, nu știu cine era. Uh, da, apeluri, aiurea. Bun. Ce avem aici? Eremitul și doiul de băte. Da, analiză, foarte multă analiză, judecată, stau și se gândesc. Drag un pic de timp, uh, încă mai lucrează la ceva proiect, încă mai lucrează pentru un nou început, dar încă mai, mai se lucrează aici. Ce interesant aici este faptul că, îmi cer scuze, la, uh, câinele meu sforă extrem de tare, nu știu ce să mă fac cu el. Uh, ce este foarte interesant este faptul că am impresia că persoana asta caută o soluție în acest moment, caută soluția de a fi împreună cu voi. Se tot gândesc, întorc problema pe toate părțile. Uh, cu siguranță, dacă nu ați primit încă niciun fel de ofertă din partea lor, veți primi. Cel puțin mie așa mi așa mi-arată, că în curând veți primi ceva ofertă, ceva vine către voi da, din partea lor, nu știu ce, dar uh, au planuri, da, în legătură cu voi. Au planuri, își fac planuri. Bun, hai să vedem și ce simte pentru celălalt sau cealaltă. Da, ce simte pentru celălalt sau cealaltă. Cei care știți că sunteți în triunghiuri. Bun. Începem cu un mesaj din Oracol. O dragoste adevărată. Doamne, doamne, doamne. Și aici, flirt. O dragoste adevărată și flirt. Nu știu sigur dacă este o dragoste adevărată sau este așa un foc de paie sau este do a fost doar un simplu flirt. Sau este un simplu flirt între el, ea și celălalt sau cealaltă. Da? Bun, hai să vedem cum gândește. Ia uite, carul. Hm. Noi oportunități... 4 de spade, wow, 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 ce cărți avem aici. Ce gândește în legătură cu celălalt sau cealaltă? Șaptele de cupe întors invers, eremitul. Vedeți, la voi a apărut șaptele de pentacule, la ei apare șaptele de cupe întors invers. Uh, vor să știe, cumva vor să-și lămurească, da? Să-și clarifice în minte dacă este un foc de paie sau este pur și simplu o dragoste adevărată între cei doi. Uh, ce gândește despre cealaltă persoană? Gândește că, vedeți, aici există o oarecare confuzie, pentru că și la voi am văzut stabilitate, am văzut, um, um, na, zece lua de pentacule, unde vine cu tradiționalism, cu, da, cu stabilitate multă, da? Pe când la energia, în energia celuilalt apare carul, Carul însemnând noi oportunități, noi drumuri, noi, uh, cum mai zic eu, uneori, a te cu celălalt la aceeași căruță și a merge pe același drum, pentru că aveți un scop comun, aveți hobby-uri comune, comune, aveți un cel comun. Totuși, apare o pauză aici, apare o vindecare, un sentiment în care, un sentiment de vindecare, da? Și multă analiză. Analiza. analiza de ce face multă analiză în legătură cu celălalt? Pentru a ieși din confuzie, pentru a-și da seama exact ce vrea de la celălalt, de la cealaltă, pentru a vedea lucrurile mult mai clar. Și ce simte pentru celălalt? Asul de pentacule, măi, dar sunt la fel. Temperanța, foarte multă liniște, dorința de a începe ceva stabil. Unui nou început, șasele de bastoane, ceva care să fie da, recunoscut și cinciul de băte. Wow, hmm. ce interesant, ce simte pentru celălalt sau pentru cealaltă. Asul de pentacule mi-arată că <coughs> își dorește și cu celălalt sau cealaltă. Uh, e un nou început aici, ceva ce, ce promite. Asul ăsta de pentacule e o promisiune, este ceva ce aduce multă calmitate, aduce o liniște sufletească șasele de băte și cu cinciul de băte. Mi-este foarte clar că își dorește o relație în văzul lumii, da? Își dorește o relație... sau cumva nu dorește să se mai ascundă de, de ochii lumii, da? Cumva dorește să confrunte, să-i com... să confrunte pe ceilalți, să confrunte ceea ce <coughs> vine din exterior, nu le mai pasă. Și hai să vedem ce intenționează patru de bastoane, măi, dai culme aici. Aceleași intenții care le au și cu voi și cu șasele <laughs> de spade. Patru de bastoane, au ieșit și la voi și la ei. Ce vor să facă? Să mute și cu voi și cu ei? Și treiul de spade, vai de capul meu. Și soarele. Și regele de pentacule, vai doamne. Ce e aici? Hmm. Ce intenționează? Măi, e culmea, cool, că simte cam aceleași lucruri, gândește cam aceleași lucruri și că își dorește, vedeți voi, iarăși patru de bastoane în intenții, patru de bastoane și în intențiile ce... pentru voi și pentru cealaltă persoană. Parcă cumva vrea să fie și cu voi și cu cealaltă. Vrea să stea și cu voi și cu cealaltă, știi? Sau celălalt, na, depinde, eu mă refer ca și cum ați fi voi partea feminină. Uh, totuși aici apar, apar niște rând, dar voi aduce și fericire și bucurie și cu treiul de spade, da? vrea să te anumite momente, vrea totuși să fie cumva, să fie public ceea ce face cu voi, da? Nu vrea să ascundă absolut nimic. Și ce mai văd aici? Asul de băte și regele de cupe. Foarte interesant. Ce simte pentru voi este foarte multă atracție, foarte multă atracție fizică și iubire în același timp. Iubire. Ia uite, moartea, hirofantul, lumea, ce e aici, măi oameni buni, ce vrea omul ăsta să facă? Omul ăsta vrea să fie și cu voi și cu cealaltă. Clar. Bun. Hai să le clarificăm un pic. E culmea, da? Voi aduce stabilitate, cred că, da, în voi vede stabilitate, vede și iubire în același timp, vede și un oarecare tip de iubire și aici la fel, și aici la fel. Aici vede liniște, vede pace. <gângări> Hai să vedem carul. Împărăteasa, vai de capul meu. Uh, mergeți parcă spre același ideal. Cum vede? Vede lucrurile. Cum să le vadă? Împreună cu voi simte că <coughs> mergeți către ceva extraordinar de frumos împreună. Patru de, de spade. Ia uite, eremitul. La fel, mai aceleași cărți analizează, analizează și aici mi iese pașul ăsta întors invers, șaptele de cupe și cu pașul întors invers, da, vrea să știe sigur dacă este iubirea adevărată, cum văd aici, dragostea adevărată sau este doar un foc de paie, este ceva de început, pentru că pașul ăsta vine cu îndrăgostea la aia de început și a venit invers și șaptele de cupe l-avem invers, da, deci cumva vrea să fie sigur, sigură că este o chestie adevărată, că într-adevăr ceea ce simte pentru celălalt Uh, este ceva adevărat este ceva hm, și nu e un foc de paie ce interesant Remitul, ia să văd magicianul, întors. magicianul, magicianul și eremitul hm, nu prea are încredere e așa un pic, un, a venit un pic sucit deci nu prea are încredere nu prea găsește o soluție nu prea știe ce să facă cum să facă, să împace și capra și varza aici. Ia uite, da foarte mult entuziasm în legătură cu viitorul, da, cu planurile de viitor, iarăși avem asul de bastoane. Este multă pasiune aici între ceilalți doi. Acum nu știu... Nu știu unde sunteți voi, da? Nu știu unde e energia voastră, pentru că dacă voi știți că există foarte multă pasiune între voi și această persoană, atunci voi sunteți aici. Dacă nu, sunteți în partea cealaltă, A voi știți unde vă regăsiți. Acolo văd foarte multă stabilitate, da, o energie stabilă, dar aici văd pasiune. Văd pasiune cât în cape. Îndrăgosteală, pasiune, chimie, da, cu magicianul aici, între voi doi, analiză, liniște, ce mai simte pentru voi, ia să vedem. Simte că vrea să lucreze, simte că vrea să se implice, simte că vrea implicarea, da. Uh. De ce luna? Dar apare un, oare, un oarecare soi de durere, de confuzie, pentru că nu găsește o soluție. Nu găsește o soluție, cum ar putea fi și cu voi și cu cealaltă persoană. Măi, ce interesant! Și aici, nouăle de pentacule întors invers. <coughs> și casa. Uh, da, o lipsă a finanțelor, sau poate că... Având în vedere că vorbim despre un triunghi amoros, da, nouăle de pentacule înseamnă independență, o persoană singură care este independentă, un burlac, burlăciță și posibil aici, da, să... Uh, cartea asta a venit întoarsă pentru că nu, unul dintre voi nu e singur, clar, da, unul dintre voi nu e singur și atunci nu se poate manifesta așa cum și-ar dori. Ceva ce se mișcă foarte repede, ia să vedem ce mai intenționează steaua avem aici un drum, o călătorie care este făcut acum rapid, avem treiul de spade de două ori, totuși răni între cei doi certuri, răni, regina de băte și regele de băte, ce v-am zis, foarte multă potrivire. Potrivire din punct de vedere sexual, în primul și în primul rând, da? O energie de suflete pereche, când vin cărțile perechile, da, din aceea suită, avem energie de suflete pereche, regele și regina de băte, ambii foarte frumoși, ambii foarte orgolioși, cumva așa asemănători, sunt oglindă, cei doi sunt oglindă. Deci cumva se atrag ca doi magneți, pentru că sunt la fel, sunt făcuți unul pentru celălalt. Acum, dacă vă place sau nu vă place, asta e, n-am ce să fac, eu vă spun. Dar există și stres, există și supărare între cei doi. Dar și aici există zecele de spade, unde vine cu trădare, cu sentimentul ăla de trădare, de mai mai complicată treaba aici. Bun. Dar în ambele părți apare regele de pentacule, vedeți? Regele de pentacule aici și regele de pentacule acolo. Ceea ce îmi spune mie că această persoană își dorește să fie și cu voi și cu cealaltă sau celălalt. Clar, lumea, undeva la distanță, și ce mai vine? Nouăle de băte. Posibil să fie o distanță între persoana voastră și cealaltă energie. Sau dacă voi știți că sunteți la distanță, atunci voi sunteți aici. Uh, și asta aduce foarte mult stres. Da? Ce mai apare? Ia uite, doiul de pentacule unde se jonglează aici între cei doi și multă luptă. Multă luptă. Sacrificiu carul, iarăși cartea cu care am început și zecele de spade și zecele de... Da, vorbim despre trădări. Poate ambii se simt trădați. Ambii vă simțiți trădați, vedeți, cumva... Datorită faptului că energia despre care întrebați voi, persoana despre care întrebați voi, da, are, jonglează între voi și altcineva, în ambele părți se simte energia aceea de trădare. Și uitați-vă. 10 de spade, 10 de spade, în ambele variante. Deci și voi vă simțiți trădați, și celălalt se simte trădat. Deci cumva este între voi și cealaltă persoană, dar nu persoana, nu persoana din mijloc, ci între voi și rivalitate. Da? Cumva aveți un punct comun, că voi simțiți aceleași lucruri. Și dacă ne uităm aici, iau de. zecele de cupe. Și aici avem zecele de cupe, da? Deci ideea este, foarte interesant, că omul ăsta, persoana care este între voi, da? Nu între voi, cum să zic eu, persoana de care voi întrebați și care are pe altcineva, cumva sentimentele sunt, sunt la fel, da? Deci, atunci când e cu voi, simte că îl trădează pe celălalt, iar când e cu celălalt, simte că vă trădează pe voi. Sau când, sau voi simțiți că sunteți trădați pentru că este cu celălalt, iar celălalt pentru că este cu voi și tot așa, da? Dar zecele de cupe reprezintă fericire, în schimb, împlinire, cuplu fericit, da? Unde cei doi sunt fericiți. Atunci când sunt cu voi, simt fericire, când e cu celălalt, la fel. Deci, nu știu, e așa un fel de la fel. La fel. Ce să mai zic? Bun. Și hai să vedem acum un sfat pentru voi și un sfat pentru uh, cealaltă energie. Acum depinde unde vă regăsiți, da? Un sfat pentru voi, pentru cei de acolo, ia să vedem. Prosperitate și cercuri. Da, vedeți, încearcă să te axezi mai mult pe partea financiară, încearcă să te axezi mai mult pe. Uh, pe a crea o stabilitate, o oarecare stabilitate, ieși din acest cerc vicios. Uh, ai încredere în puterea ta și uh, adaptează-te schimbărilor. Adaptează-te schimbărilor. Mai vreau totuși o carte, metamorfoză, vezi? Uh, și visător. Încearcă să visezi mai puțin, și să lași lucrurile să se întâmple, să accepti ceea ce vine ca și schimbare. Ai încredere în acest proces. Mm. Ceea ce vine nu poate fi uh, grăbit, schimbarea va fi frumoasă. Hmm. Ce tare! Bun, și în cazul în care, să zicem, pentru că celălalt nu e aici să mă asculte pe mine, dar în cazul în care te regăsești în această variantă, hai să vedem ce sfaturi vin. Ia, manifestă, dar manifestă cu blândețe. Încearcă să ți faci visul să devină realitate. Lasă uh, această, închide o ușe, o ușă trecutului și deschide ușa viitorului pentru că uh, ceea ce urmează va fi ceva frumos. Viața înseamnă compasiune. Deschide-ți inima și primește totul cu blândețe în sufletul tău. Fii un înger cu mâini. Hmm. Da, timpul o să le rezolve pe toate, dar nu te baza doar pe asta, încearcă să iei și acțiune, să faci ceva. Bun, și hai să văd și din partea cărților, pentru cei care s-au regăsit aici, ia să vedem șaptele de cupe și zecele de spade întors invers, șaptele de cupe vine cu visare, vine cu confuzie cu... și zecele ăla de spade întors invers, uh, în cazul în care voi vă simțit aici trădați, foarte greșit, pentru că n-ar fi trebuit să vă simțiți trădați. Nu este o trădare, ci pur și simplu este intuiția celuilalt că ceea ce a făcut este bine, șaptele de băte și să luptați în continuare. Să luptați pentru, da, să luptați pentru, pentru, această iubire. Să nu abandonați situația, da? Să rămâneți ferm pe poziții și să nu abandonați situația. Bun, hai să văd și dacă vă regăsiți în această parte. Doiul de cupe, cinciul de cupe. Există reciprocitate, există energie de suflete pereche între voi, așa cum am și văzut aici, între regele și regina de bâte da? Doiul de cupe de asemenea îmi confirmă, dar și cinciul de cupe. Adică, ce înseamnă asta? Că... <gânt> e o iubire sinceră, este ceva frumos între voi, de aceea mi-a părut și dragostea adevărată a Isus, dar uh, vine și cu lacrimi la pachet, da? Trei de spade, cinci de cupe, cu lacrimi, cu durere de suflet și de inimă. Uh, șasele de pentacule, să accepti această oportunitate, să nu această ocazie, iau te. Împărăteasa, vai ce cărți. <laughs> Regina de bâte, asul de cupe și optul de bâte. Măi, 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 măi. Uh, în spatele acestei atracții, în spatele acestei energii feminine, în cazul în care ești un domn, mai ales, în spatele acestei energii feminine se află o împărăteasă, da, se află creștere, se află o persoană care conține toate uh, reginele. Da, nu e doar atracție fizică, este ceva complet, este un întreg. Are câte puțin din fiecare cumpărăteasă aici și are de oferit foarte multă dragoste, foarte multă dragoste. Și optul de băte mi-arată acțiune, mișcare. Da, să acționezi, să nu stai pe loc, să nu pierzi această oportunitate, deși vine la pachet cumva. Deci, în cazul în care te-ai regăsit aici, da, în cazul în care te-ai regăsit în. Uh în energia asta. Bun. Sper că nu v-am confuzat așa rău. <gânghi> că întotdeauna de aceea nu-mi place să fac triunghiuri amoroase pentru că na, trebuie să pun cărțile cum le pun și atunci sunteți mulți și nu nu iese întotdeauna așa cum, cum trebuie. Bun, drăguților, eu v-am pupăcit. Na. Sper că v-ați găsit mesajele, sper că v-ați prins cam pe unde sunteți și sper că v-a plăcut numai bine ce au vă pup!